Vă dădea mama bomboane? Am înțeles. Da, uite, Iuli, uite cine îți dă 300. Când ați plâns ultima dată? Nu plâng, domnule. Fii atent cum facem. Suntem aici la Romana, with the people, in the public. Vreau să-i întreb când au plâns ultima dată. E o întrebare personală și vreau să știu de ce. Ready? Hai să aflăm, sunt curios. Salut, am o întrebare scurtă. Am o întrebare scurtă. Ia profil. Da, dar stai puțin, știu că dacă nu mă placi, nu contează că nu mă placi, e numai o întrebare scurtă și pentru noi bărbații. De cauza că noi bărbații avem o viață destul de interesantă, știi? Și lumea nu crede că noi vreodată plângem, dar voi când ați plâns ultima dată? Când ați plâns ultima dată? Nu știu, acum o lună, două. De ce? De ce? De bucurie, cred. Ah, nice, da, interesant. Da. Vă salut, vă mulțumesc mult. Salut, pa. Am o întrebare foarte scurtă. Când ați plâns ultima dată? Când ce? Când ați plâns ultima dată? Când ați plâns ultima dată? Trebuie să plec. Nu, serios, când ați plâns ultima dată? Noi bărbații e mai greu, știi? Și e o întrebare de asta pentru bărbați care nu mai trebuie să știe. Bărbații plâng, e normal să plângă. Și când? Ultima dată? Câteva luni, mai știu. De ce? Motivul. Dar mai plâng bărbații, nu e nicio problemă. Nu e nicio rușine să faci lucrul ăsta. Dar și eu am plâns. Și eu plâng și plâng și dacă te descarci, știi? Emoțional. Te salut, îți mulțumesc, pa. Am o întrebare foarte scurtă. Când ați plâns ultima dată? Nu plâng, domnule. Și dacă unul îmi dă mie o palmă, nu plâng, merg cu Dumnezeu înainte. Dar plâng prin memorii. Dar eu, de exemplu, câteodată chiar am stres, am chestii în viață, bărbații eu duc greu. N-ați spus niciodată? Nu. Niciodată? Niciodată. N-ați avut când era mic. Ok. Și atunci n-am mai spus deloc. Nici la un film, nici la loc. Ce bucurie. N-am emoții. Ce tare. Dar să știi că câteodată e bine să plângi. Nu. Deloc? Deloc. Dar de ce deloc? Deloc. Uite, ne impunem, nu? Okay. O gestionăm așa. Okay. Îți mulțumesc mult, o zi bună. Am o întrebare scurtă. Când ați plâns ultima dată? Poftim? Când ați plâns ultima dată? Nu prea plâng, foarte rar. Deloc? Ok, hold on, wait. Am o întrebare scurtă. Când ai plâns ultima dată? Eu? Da. Și de ce? Cred că când eram mic și am căzut din leagă. Dar după n-am mai... Am dus-o bine cu fericirea, ca să zic așa. Când eram mic și am căzut din leagă. 4 ani, 5 ani, pe acolo. Ok, deci zici că tu nu plângi. Nu, sunt supărat, dar nu plâng, nu mă manifest așa. Da, stai puțin, dacă ești plângi de bucurie sau dacă te duci la un film unde, nu știu, poate un câine este omorât sau ceva. A, nu cred că mai plâng de bucurie dacă e, dar dacă moare un câine, nu-mi convine, dar nu. Dar nu plângi, am înțeles. Nu-i genul meu. Salut, pa. Am o întrebare scurtă. Când ai plâns ultima dată? De mult. De ce? Problemele mele, cel mai probabil. Adică personale? Da. Am înțeles. Și crezi că este ceva care te-a ajutat? Că te-ai descărcat așa emoțional? Da, clar. Păi era un moment în care simțeam să mă exteriorizez cumva. Adică... Să știi că și eu plâng. Mai ales când văd un film și chinuit un cățel sau ceva. Chiar îmi dau lacrimi, adică eu iubesc animalele și nu pot să văd așa ceva. Și eu am vrut să fac un experiment să văd când a plâns lumea ultima dată. La mulți oameni e rușine să spune, știi? Dar n-ar de ce să fie rușine, adică e normal să plângi până la urmă. Dar la un film, la probleme, n-ai treabă. Corect. Te salut. Pa, pa. Am o întrebare scurtă. Când ați plâns ultima dată? Niciodată. Niciodată? Nu vă cred. Până și eu plâng. Când? Când eram mic, la 3. Dar de ce? Când dădea mama bomboane. Ce? Vă dădea mama bomboane? Am înțeles. Vreau să știu o chestie. Când ai plâns ultima dată? Când a murit tatăl meu. Oh, wow. Ok, asta înțeleg. Dar în afară de asta? Atât. Nu plâng. De obicei deloc? Nu plâng, nu. Da, e rău să nu plângi, dar se strâng multe chestii. Dar atât. Pentru noi bărbați e mai greu, știi? Da, și câteodată ne descărcăm prin sală, chestii, dar câteodată mai și breakdown. Și e ok, like, și eu plâng, îl jur. Like, nu mi-a plânge la un moment dat, e normal. Putem. Și e bine, dar noi nu putem. Îmi pare rău că ți-am uitat și îmi pare rău. My condolences. Anyway, să ai o zi bună, pa. Auziți, am o întrebare pentru voi. O întrebare rapidă. Da? Când ați plâns ultima dată? După fosta. Și eu tot la fel acum un an de zile. Deci din cauza că ați pierdut o relație care v-a plăcut, ați iubit fosta, ați breakdown, ați plâns după ea. Da, atunci când pui sentimente în aceeași relație și când te desparți, parcă ai pierde ceva care e foarte important pentru tine. Practic pui foarte mult suflet. Susțin, mai ales că ați iubit-o. În afară de chestia asta, plângeți vreodată? În afară de un eveniment de genul ăsta, când Doamne ferește, moare cineva sau când te desparți de cineva drag, mai plângeți vreodată în afară de asta? Da. Eu da, poate când mai văd ceva pe TikTok, nu știu, să dau un exemplu acum. Ceva care ajută sărmani sau ceva de genul. Acolo mai mă emoționez. Da, la fel, da. Vă salut, vă pup, vă mulțumesc. Papa. Papa. Bye. Am o întrebare rapidă. Trebuie să te întreb o întrebare rapidă. Când ai plâns ultima dată? Când ai plâns ultima dată? Never? I'm not understanding. Oh, okay. Hold on. I have a quick question. You guys are not Romanian? No, not Romanian? No. Okay. My name is TJ Miles. I'm just a guy here in Romania. I'm from Canada, blah blah blah, doesn't matter. But I have a quick question for the men because I'm a man also just like you guys. I want to know when is the last time that you guys cried? 2 years ago. Why?
Why? His mother died. Wow, I'm sorry. But besides the tragic event and the loss, do we ever cry? Do we have time to cry? No. No crying? No. No? Maybe I cry when I see a movie that the dog is like, you know, killed or whatever, but I don't, you know, I usually... We don't cry. Have a good day. You guys are not crybabies. Okay. Bye. Thank you. Hello. Salut. Am o întrebare rapidă. Da, uite eu. Uite cine-ți dă 300. Iuli, am o întrebare rapidă. Și pentru tine, dar și pentru... Cum te cheamă? Tony. Tony și Iuli. Fii atent. Bă, când ați plâns ultima dată? Eu? Am plâns când am luat steaua bătaie de la fac. Să mor dacă mi-e cu ceva. Ce tare. Iuli. Tu când ai plâns, mă, ultima oară? M-a bătut nevastă mea ieri. Nu mă, serios. Serios. Vă salut, papa. Am o întrebare rapidă. Pentru bărbați, poate și doamna, dumneavoastră puteți să răspundeți. Când ați plâns ultima dată? Și de ce? De nervi. De nervi? Și v-ați descărcat? Totul bine? Bravo, vă salut. Am o întrebare rapidă. Salut. O întrebare rapidă pentru tine. Pentru bărbații vreau să-i întreb. Când au plâns ultima dată? Și de ce? Când eram mic, la 12 ani, când m-am julit rău de tot la genunchi, pe bune. Și eu la fel am plâns de mult când eram mic. Dar vreau să știu acum, când suntem în adulthood, în adulți, oameni adulți. Nu m-am pățit și nici după fete, DJ. La fel. Ce tare. Nu m-am atașat încât să ajung să plâng după ele. Deștept. Așa trebuie să fii. M-am controlat, că știam că o să vin. Am avut și atâția prieteni pe care am văzut că au pățit-o de atâtea ori. Și un sfat pentru oamenii care se uită, dacă o să ajungă asta online. Cum putem să ne protejăm sufletul să nu plângem după fete? Te gândești la tine în primul rând, după aia la ea, dar nici să fii atât de egoist încât să te gândești doar la tine. Nice. Să fii semi-altruist, semi-egoist, dar în mare parte să te gândești la tine și la sănătatea minții tale. Deci, în alte cuvinte, balansat. Healthy mindset. Yes. Te salut, brother. Ești deștept. Pa, pa. Am o întrebare super rapidă pentru noi bărbații. Vreau să știu, când ai plâns ultima dată? Cum? Când ai plâns ultima dată? Când am plâns ultima dată? Și de ce? 2-3 ani. De ce? Emoții. Numai emoții? Ok. Mulțumesc. Salut. Vă salut cu tot respectul. Nu, pot să vă salut cu respect. Și vreau să vă și întreb o întrebare rapidă pentru noi bărbații. Vreau să știu când am plâns ultima dată. Când ați plâns ultima dată? Și de ce? E important să știm. Când a murit maica mea. Wow, îmi pare rău. În afară de o chestie, un eveniment tragic care, Doamne, îmi pare rău să întâmple chestia asta. Plângeți vreodată să vă descărcați emoțional, că se umple paharul, bărbați, știi? Dă pe afară. Mai sunt, când eram mai tânăr. Și cum ai reușit să îți manajezi, să-ți controlezi aceste emoții? Că vreau să învăț. Sunt un om care și eu am problemele mele. Eu știu cum să spun. Încerci ușor, ușor să te... Acum, cum să spun eu cuvântul ăsta, că am un lapsus acum. Să te controlezi, să fii balansat. Să te împași cu ideea asta. Să-ți accepti, să iei responsabilitate ca bărbat și să găsești soluții. Da. Am înțeles. Îți mulțumesc cu respect tot. O zi bună. Numai bine, să rămâi. Am întrebat oamenii pe stradă când ai plâns ultima dată și de ce. Mai ales bărbații, noi suntem aia care ne facem că nu plângem. Am aflat, am întrebat, am vrut să știu ce alte întrebări să mai pun. Aș întreba orice, cap, coadă, sus, jos, Big Brother. Vreau să aflu tot cap, coadă, dar eu vreau să știu ce să mai întreb așa spicy. Right in the comment section, right now, man.